fiecare cetățean să plătească pentru cât produce. Avem, în scurt timp, vom avea studiul de fezabilitate și îl vom face public, tocmai pentru a se vedea că noi ne implicăm și vrem să facem, în primul rând, ordine în acest sistem, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să răspundem cerințelor Uniunii Europene cu privire la targetul de colectare selectivă. Anul acesta este 40%. Este un target foarte mare, ceea ce implică un efort deosebit atât din partea noastră, din partea operatorului, cât ar trebui să implice și un efort din partea cetățenilor. Dar, bineînțeles, după ce le vom pune la dispoziție toate mijloacele necesare pentru a putea face acest lucru, pentru că suntem conștienți că, deși dumnealor foarte mulți își doresc, nu avem deocamdată sistemul necesar pentru a-i putea sprijini în acest sens. Deci ceea ce vreau să spun este foarte clar. Nu toți cetățenii municipiului Focșani au încheiat contractul cu Salubritate. Nu toți cetățenii au declarat. Și știți foarte bine că au declarat foarte puțin. Este vorba despre un număr relativ mic de cetățeni care au venit să depună declarații din propria răspundere, undeva la 5600 de cetățeni. O altă problemă care am constatat în timpul depunerii declarațiilor și este o sincopă care cred eu că a trecut, dar a trecut cu un efect, zic eu, destul de neplăcut, este faptul că în perioada depunerii și în perioada în care toți cetățenii de bună credință vin să-și plătească impozitele și taxele locale, mă refer aici în perioada 1 ianuarie, 31 martie, când am beneficiat de acele bonificații, eu am dat dispoziție serviciului de impozite și taxe să înștiințeze pe fiecare, să înștiințeze fiecare cetățean care vine la ghișeu despre această obligație de a depune acea declarație. Fapt care nu s-a întâmplat. Au mizat pe acest contract care a fost încheiat foarte târziu, repet, 18 februarie, până au fost listate, până au fost transmise toate deciziile de impunere, timpul a trecut. Cetățenii nu au luat la cunoștință în timp util. Acesta este un alt lucru care m-a determinat să nu-i prelungesc după ieșirea la pensie. Domnul Nazăru, șeful impozitelor și taxelor locale, a solicitat o prelungire conform legii a contractului de muncă și n-am fost de acord, pentru că nu a înțeles că trebuie să venim în sprijinul cetățenilor. Mai mult decât atât, am aflat de la agenții economici că erau puși pe drumuri, că există și situații, deci de aceea este foarte greu să identificăm pe toți cei care nu au contract încheiat cu Salubritate. De ce? Pentru că într-un apartament sunt și situații în care unii cetățeni declară sediul social al societății. Societăți care nu desfășoară activități extraordinare în cadrul apartamentului respectiv. Își declară doar sediul social. Nu putem să fim absurzi și să punem la plată atât agentul economic, cât și cetățeanul care locuiește în imobilul respectiv. Deci toate aceste lucruri au dus la îngreunarea identificării acelor cetățeni și agenții economici care nu au încheiate contracte cu Salubritate. Dacă vreți datele concrete, astăzi, când vorbim, în luna iunie, CUP Salubritate are încheiat 2403 contracte cu agenții economici din municipiul Focșani, instituții publice 138 de contracte, populație la case 4231 de contracte, care reprezintă 7663 de persoane, asociații de proprietari, facturare globală, despre care am vorbit mai devreme, 4325 de persoane, facturare individuală 38677 de persoane. Iată un număr de 50765, dacă raportăm la constatările curții de conturi, e o creștere, nu foarte substanțială, dar e o creștere de la 49450 de utilizatori individuali la 31 decembrie 2017 la 50765 în prezent utilizatori, persoane fizice.